parte pe mine e cu ăla. Ce zici că ți-a trimis ăla mesaj, mă, și ce ți-a zis un mesaj, că nu dă bun, orică de ce? Mă premă de Paște, pula mea. În care se vând produsele specifice de Paște, aceștia verifică magazine, depozite și unități de alimentație publică pentru a se asigura că produsele vândute nu pun în pericol sănătatea oamenilor. Comercializarea cărnii de mâini și sacrificarea animalelor se pot face doar în spații autorizate, potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Puterea și Partidul Forța Dreptei depun la Camera Deputaților o moțiune simplă la adresa Ministrului Agriculturii. Parlamentarii celor două partide îl acuză pe Petre Daia că ar distruge cu bună știință agricultura românească. Este ceea ce oamenii pot vedea și în piețe, unde sunt cele mai mari prețuri din ultimii 30 de ani, a spus liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu. La Ministerul Economiei se vor reduce cheltuielile cu 10 milioane de lei. Ministrul Sorin Spataru spune că se pot ia bani de la bunuri și servicii, dar și din programul geologic național, prin care guvernul urmărea să facă un inventar al resurselor naturale de care dispune România. Am transmis către Secretaria Generală a Guvernului scrisoarea prin care, în urma analizei făcute, vom putea diminua bugetul Ministerului Economiei cu 10 milioane de lei, 5 milioane pentru din categoria bunuri și servicii și 5 milioane de lei amânarea programului geologic național, care va intra în discuție pentru finanțare după adoptarea tuturor actelor normative care duc la modificarea bunurilor și programului geologic național. Parlamentului să aprobe noi achiziții militare majore, armata de rasă cântări submarine militare, nave de vânătoare de mine și să modernizeze actuale nave purtătoare de rachete. România va cumpăra avioane de ultimă generație. 35 au decis membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acestea au aprobat concepția de realizare capabilității operaționale de apărare aeriană cu avioane multirol de generația a 5-a. Biletele pentru meciul Petrolul Ploiești Universitatea Cluj pot fi cumpărate deja online. Partida va avea loc chiar în ziua de Paște pe stadionul Ilie Oana, în cadrul etapei cu numărul 4 din play-out-ul Superligii. Tichetele vor putea fi procurate de vineri și de la casa stadionului Ilie Oana, între orele 9 și 17, iar în ziua meciului până la începerea partidei, respectiv 18 și 15 minute. Prețul unui bilet pornește de la 10 lei la peluză și ajunge la 250 de lei la lojă. Vreme caldă mâine și predominant frumoasă, doar izolat va mai ploua slab în estul țării, iar vântul va fi activ la munte. Maximele ajung la 21 de grade cu 18 grade Celsius ca din la această oră. Cine ai banda? Cine? Uite. Te pula. Ia uite, AMD. Depășește pe dreapta. AMD.